Da, bun, găsit la uh, minunăția de emisiune. În prima parte o să merg uh, pe contrasens, nu cred că vă așteptați la altceva, uh, pe speța cu Sfântul Pantelimon, Spitalul Sfântul Pantelimon, uh, acuzațiile procurorilor uh, propagate de un uriaș uh, aparat mediatic. E în regulă, n-am nimic împotrivă să propage, uh, îi susțin. Uh, eu nu sunt de acord cu abordarea și uh, consider că în acest moment în care noi vorbim, nu știu, mâine poate apar alte date, nu, se poate întâmpla orice, dar pe ce avem în acest moment, sau pe ce am văzut eu în acest moment, nu cred că a mai apărut ceva uh, nou uh, față de ultimele minute, uh, deocamdată, în modesta mea opinie, uh, tot documentul de la Procurori uh, merită doar tipărit pe hârtie moale, nimic altceva. Eu asta i-aș da întrebuințarea potrivită, tipărit pe hârtie moale, pentru că nu, nu, e altceva în opinia mea. În acest moment, vedem în viitor, poate apar alte probe, poate apar cine știe ce dovezi, poate apare totuși o expertiză, nu jena aia, cu trei întrebări, vorba domnului Ciuvic, o să-l mai citez o dată astăzi, dar citez acum de nivel de liceu sanitar, secția corigenți. Deci, nu, aia nu expertiză de, aia de ne este prezentată ca de la INML, răspunsul la succint la cele trei întrebări aproape de oracol ale procurorilor, ale nu sunt expertize, alea sunt par la mișto. Nu sunt la mișto, sigur, dar așa par. Bun, haideți să începem cu cel mai spectaculos lucru, după părerea mea. În spațiul public din România este deja o axiomă, să... adică nu mai trebuie demonstrată, gata, e acceptată ca pe un bun comun care nu mai trebuie demonstrat pentru că este evident pentru toată lumea. De ce făceau doctorițele, de ce ar fi omorât cele două doctorițe bolnavi de la ATI? De ce ar fi omorât? Mă rog, sau cel puțin pe unul dintre ei, că deocamdată în documentul de pe hârtie moale al procurorilor este doar un cetățean, nu sunt mai mulți. Doamna asistentă care, știți că originea acestui dosar, este o doamnă asistentă care știe mai bine decât oricine și cum se făcea, și ce trebuia făcut, și cum se salvează bolnavii. Deja avem o restructurare a sistemului sanitar în România. Doamnele asistente și infirmiere știu mult mai bine cum trebuie făcut decât oricine dintre doctorii din România sau chiar din lume, că o să citim un pic și despre opinia profesională a unui medic o somitate în materie de ATI din Franța. Dar ca să începem cu cel mai important lucru în opinia mea, S-a acreditat deja în spațiu public motivul, că tot întrebam în emisiunea de joi, motivul pentru care doamnele doctor ar fi omorât pacienți la ATI. Statul, așa se spune în spațiu public și e gata, adică e o certitudine asta, statul dă bani pentru noi internați la ATI. Deci mai multe lozuri, mai multe șanse de câștig, cum era la loz în plic. Mai multe lozuri, mai multe șanse de câștig. Mai multe bilete ai mai multe șanse de câștig, că că așa și aici, mai multe intrări, mai mulți bani, bani, vin banii de la buget, hei, hei, hai să mai eliberăm din patrule de la ATI pentru că să vină alții. Cine este originea acestei? Bun, evident că nu este doar o minciună această afirmație, este și o cretinitate absolută. Cine este emitentul? De unde a pornit, cred că de la dânsul a pornit, de la domnia sa a pornit, această Aserțiune, care, repet, nu este doar mincinoasă, este și mincinoasă, dar mai, mai mult decât atât, e și o cretinitate. Deci avem, este domnul Vasile Barbu, care este un domn absolut în regulă, cred, care este președintele Asociației pentru Protecția Pacienților. Acum, eu cred că dânsul chiar este, adică este pacient, fără doar și poate altfel, cum să protejezi pacienții dacă nu ești pacient? Clar, vorba domnului Becali, o altă somitate în materie de orice în România, cum să fii colonel dacă nu ești colonel, pe vechi cu Turcescu. Deci, domnul Vasile Barbu a venit cu această idee, absolut extraordinară, păcat că nu e reală, că vin banii gârlă, cu cât Intri, mai, intră mai mulți, dacă vreți, intru pe detalii tehnice, le știu acum, sunt doctor, ca să... sunt asistent mai bine, infirmier, sunt, in... nu mai, doctor nu mai e bine să fii, sunt infirmier în așa ceva în, în momentul ăsta și vă explic și cum se duc banii de la uh, casa aia de asigurări și cum se duc banii de la Ministerul Sănătății, ce programe speciale sunt de la, pentru ATI de la Ministerul Sănătății. Afirmația, vin bani mai mulți uh, uh, la spitale, dacă sunt mai multe intrări la ATI, este o minciune și o cretinitate. A, așa, deci, haideți să vedem totuși o postare, pentru că pe mine mă îngrijorează și sper că este în regulă, sper să ne dea un semn că este în regulă. Deci, domnul Vasile Barbu, cel care cred că a inițiat în spațiu public din România, din postura de, nu puțin importantă, de președinte al Asociației pentru Protecția Pacienților, ideea asta cu mai mulți bani, mai multe intrări la ATI, mai mulți bani, dânsul a scris... Acum câteva ore, n-au trecut, trecut încă 24 de ore, să vedem postarea de pe Facebook a domnului sale, și de-aia sper că este în regulă. Haideți să o vedem. Dacă regia este pregătită, să vedem postarea de pe Facebook a domnului Vasile Barbu. M-ar ajuta mult. Să ținem pasul cu. Ok. Deci, dânsul a scris așa, am scăpat, a scris dânsul, am scăpat. Deci, dânsul a scăpat. Lucru foarte important. Nu știm dacă din postura de pacient, pentru că ați văzut, ideea e că unii pacienți nu scapă, că îi omoară doctorii. Dar uite că unii scapă. Nu știu dacă la paradigma asta se referă. Deci am scăpat foto de la fereastra dormitorului meu, o găurică mică și rotundă în geam și un zgomot înfundat, o fi legătură cu acțiunile mele de la ATI Pantelimon și cu încurajarea acestora de către conducerea Spitalului Pantelimon a colegiul medicilor București, Cătălina Poiană, corpul de control de la MSE o părticică mică din seria ati Dacă vreți, intrăm și ce e seria ati dar ne pierdem timpul. Bun. Deci, am scăpat. Deci, cumva, dânsul, cred că ne sugerează că a fost vizat de un lunetist. Deci, probabil, un lunetist de la ATI, probabil a fost țintit cu un, cum se numește, nu injector, că stai la mașină, Uh, nu perfuzor, că ăsta este la perfuzie, cu injectomat. Cred că a fost țintit cu un injectomat uh, care a făcut o gaurică mică. O găurică mică în geam. Uh, sigur că după aceea s-a investigat de către o anumită parte a presei, folosesc această sintagmă, și totuși se pare că gaurica era de iunie. Dar chiar și așa, nu mai contează exact cronologia. Ideea este că ăștia lunetiștii de la ATI ăștia sunt periculoși, pentru că sunt uh, uh, obișnuiți. Uh, obișnuiți, asta este. Și de asta, mare atenție. Deci sper că domnul... Uh, stai că am uitat exact și pun și masca pe față și atunci e complicat. Vasile Barbu. Deci cred că domnul Vasile Barbu, sper că este în regulă și că e totul bon, Sub control așteptăm semne din partea domniei sale. Dar pentru că s-a lansat în spațiu public această minciună absolut cretină, cu mai mulți internați la ATI, intrări la ATI, mai mulți bani de la așa, o să vă arăt ce scria un blogger, de exemplu. <laughs> un blogger, și mai știați că există specia asta, ba da, există. O să vedeți ce scria un blogger are-are certitudini, toată lumea are certitudini, pentru că e fire să ai certitudini, e greu să ai pui întrebări, dar să ai certitudini este ceva extrem de simplu. Vă citesc imediat, să dăm și noi pe ecran, dacă se poate, ca să nu vorbesc pe sec. Uh, sau vorbesc pe sec? Băi, eu sper că... Ba da, e doar... Textul Firer al Naibii. Nu ți-am trimis aia de la bloggerul Pește? Nu ți-am trimis. E vina mea. Nu e nicio problemă. Stați un pic că vă citesc imediat. Că am pus la mine pe story pe Instagram. Am multe, multe. Imediat vă citesc. Este foarte tare. așa. Avem imediat, imediat, imediat. Așa. Medicii morți scrie un blogger, unul care se revendică a fi, nu știu, cetin sau ceva așa. Așa spune el. Ok. Și am văzut că are unele reclame de la unele Uh, unități economice. Deci are și cineva de bani ca să-și facă reclamă acolo. E foarte tare. Și zice în felul următor uh, dânsul, probabil, uh, adică nu probabil, sigur că este din, din secta asta, cu, din gașca asta, din gruparea asta, cu certitudini simple și la obiect, chiar dacă sunt mincinoase și cretine zice medicii morți, medicii morții de la Spitalul Pantelimon, part 2, că el e și pe franțuzeală, zice, practic, încet, încet aflăm și de ce erau omorâți pacienții, zice ăsta, de ce erau omorâți pacienții de la ATI, uh, uh, așa, șefa de secție îi obliga pe medici să facă rotația pacienților ATI mai rapid, pentru că sunt plătiți de către CAS per pacient intrat. Așa scrie asta. Deci șefa de secție, așa e, scrie el, pe cetin.ro, șefa de secție e obligat pe medici să facă rotația pacienților ATI mai rapid pentru că sunt plătiți de către CAS per pacient intrat. O. Deci am întâlnit asta, repet, e ca o axiomă în spațiu public, este, încă o dată vă spun, și o minciună și un cretinism în egală măsură. Bun, și trecem mai departe. Domnule, eu am văzut, când am văzut titlul ăsta la Hot News, la Tolontan, zic, bă, uite, bă, la ce a ajuns Tolontan să se preteze. Zic, bă, chiar așa? Bine, nu că m-ar mai surprinde ceva la Tolontan, că am trecut cu Tolontan până uh, Hexifarma și până toate exagerările alea absolut debile. M am mai zic de uh, colectiv și de asemenea toată propaganda tolontaniană care și-a dovedit, sigur, în principiu, falimentul cam de fiecare dată. Acele monstruozități. Și, bun. și zic, bă, chiar așa, zic, a scris Tolontan, zic, bă, la ce s-a la ce a ajuns să se preteze și de fapt îmi dau seama că nu e tolontan. Zic, ia uite, bă, că l-am acuzat degeaba de data asta, absolut, da? În capul meu l-am acuzat degeaba. La ce mă refer? Zice, Următorul titlu zice: Ce uh, interceptări Sfântul Pantelimon, am creier un menghină, este un citat uh, dintr-o doamnă doctor acuzată, am creier un menghină, așa zicea. Și acum, ce vorbeau între ele doamna cu coasa, cum? Și cealaltă doctorita ATI când au descins procurorii în spital. Deci, ce vorbeau între ele doamna cu coasa și cealaltă, doctoriță ATI, când au descins procurorii în spital. Și eu zic, cum mă do doamna cu coasa? Să dăm pe ecran. Uh, cum mă doamna cu coasa? Referatul procurorilor în cazul Sfântul Pantelimon, pe baza căruia judecătorii au hotărât arestarea celor două doctorițe ATI, este în posesia Hot News. Bun. Și, uh, eu, eu, deci, și eu zic, stai -mă, eu am crezut prima dată, eu zic, doamna cu coasa. Ne scoate Tolontan o poreclă, să dăm, pe zic, titlu pe ecran, dacă se poate. Zic, eu te bă, ne-a scos Tolontan acum o poreclă a doamnei respectivă, căci că i s-ar fi spus, doamna cu coasa, de către cine? Și între câți membri? Adică, și ce relevanță are? Sau, care-i treaba? O poreclă? Bun, nu, nu, deci nu este Tolontan. Cel care a venit cu doamna cu coasa. Eu am crezut că a venit Tolontan cu asta. Adică, știe el pe surse că era poreclită în Sfântul Pantelimon, doamna doctor cu pricina, doamna cu coasa. Nu! Nu e Tolontan. Știți cine a venit cu această uh, treabă? Cu această dudă? Știți cine a venit? Procurorul a venit. Cum? Da. În mandatul de arestare. Este argument pentru arestare. Cum? Da. Exact cum vă spun zice doamna cucoasa era poreclită astfel afirmă procurorii doamna coasa era poreclită astfel afirmă procurorii pentru că eficientiza activitatea secției ATI cu uh, citat din referatul procurorilor prin și iarăși ghilimele provocarea decesului persoanelor deci este argumentul procurorilor dar procurorii nu ne spun totuși de către cine era poreclită doamna doctor doamna cu coasa, tot de doamna aceea asistentă, care a numărat dânsa că au fost 17 persoane omorâte intenționat la ATI, cea care a făcut și, de fapt, uh, plângerea, cea care a dat și telefoanele acelea, că, uh, mă rog, cam 90%, dacă vreți, intrăm pe toate interceptările, le citim, ore ne petrecem citind interceptările alea, ce să zic, Tar de tot. Sigur că cele mai multe sunt exact ca toate interceptările, perfect incoerente, cu puncte, puncte, dar oricum, protagonist este doamna care a făcut și denunțul. În cele mai multe dintre ele, dânsa a dat telefon peste tot și a înregistrat cât a putut. Deci, de asta zic, porecla era unanim recunoscută. Toată lumea din spital îi zicea doamna cu coasa. Atunci, mă rog, poate avea o oarecare relevanță. Mă rog, deși ea trebuie totuși dovedit într un document al procurorilor cumva sau măcar o încercare de dovadă. Deci simpla afirmație era poreclită doamna cu coasa de către cine. Așa, nu știu, și președintele României porecli robotul, de exemplu, sau dulap eu nu achesez, dezavuez aceste porecle, dar e și ce relevanță are, adică, vreo -vre relevanță asta? Și și uh, care a fost și e în continuare Dumnezeu Procurorilor din România, fără nicio performanță ca procuror sau, mă rog, orice altă performanță în afară de basket, era uh, poreclită Nefertiti, de exemplu. Faraoanca, nu știu, Hă? E... Bun, deci eu când am văzut asta cu doamna cu coasa, repet, am zis, uite bă, la ce se pretează Tolontan ca să uh, sprijine acțiunea procurorească? Nu. Procurorul a venit cu doamna cu coasa. Este referatul de arestare. Nu, nu există așa ceva. Ba, da, există. Băi, voi vedeți ce poreclăm dați. Pentru că e, e nenorocire. Uh, și ca să intrăm și pe domnul cu masa. Exact, domnul cu masa. Nu știu dacă e bine. Depinde și ce masă. Adică asta nu e regulă. Bun. Acum, să intrăm un pic pe, pe speță. Uh, Ne-ai explicat... Uh, uh, și procurorii nenumărate, care ați citit, nu vă mai plictisesc acum să vă arăt iarăși toate alea, doar le menționez ca să știți la ce mă refer, dar le-ați văzut peste tot. Că nu numai că s-a scăzut doza, asta e o problemă, s-a scăzut doza de noradrenalină de la 20 la 1, dar s-a scăzut și nivelul de la oxigen. Deci, vedeți, a fost o operațiune coroborată ca să omoare pacientul. Uh, și au venit, de exemplu, eu l-am văzut în direct mai devreme, pe domnul de la ATI, domnul doctor de la ATI, domnul Țincu. Domnul Țincu, știți unde este dânsul la ATI? La Spitalul de Urgență Florească. Deci, a văzut la spețe de ATI în viața asta, fără număr. Vă dați seama ce e la Florească în fiecare zi? La Spitalul de Urgență Florească? Ce, ce spețe medicale vin acolo? toate întâmplările posibile și imposibile de ajung la ATI, Vă dați seama, da? Bun. Deci are o experiență uriașă, domnul Țincu. Absolut da. Și a explicat ca pentru proști și, din nefericire, foarte mulți proști, totuși. Exagerat de mulți proști. A explicat domnul Țincu și ca pentru proști. Așa, de am înțeles și eu. Deși înțelesem încă în prealabil. Dar e bine că mi-a reiterat care e speța cu noradrenalina. Și speța era foarte simplă. Speța era așa, că dacă tensiunea este foarte, foarte, extrem, extrem de foarte mică, îi vâră noradrenalină, în funcție de greutate, noradrenalina asta se vâră în funcție de greutate și în cazul pacientului care din nefericire a decedat, 20 de miligrame dale ar fi fost doza conform greutății domniei sale și așteptau să-și revină. Conform documentelor medicale nu și-a revenit tensiunea. Era ceva, 4 cu 3 sau ceva așa, adică incompatibilă cu viața. Atunci era, păi și cum domnul i-au scăzut noradrenalina? Da, a explicat domnul Țincu, nu-i nimic fabulos în treaba asta. Și anume e clar că, dându-i doza maximă de noradrenalină, adică în cazul greutății domniei sale, 20 de miligrame de alea, și pacientul nereacționând, tensiunea rămânând la fel de mică, înseamnă că receptorii, a explicat domnia sa, în sistemul circulator, că da, e cu tensiunea, așa nu au reacționat la noradrenalină și atunci îi dai degeaba. Ba chiar riscai să-i faci rău. Și atunci a trebuit încercată altă metodă. În legătură cu oxigenul, domnia s-a spus, știți, la aparatele alea de oxigen, că altfel ar fi toate pe maxim. N-ar mai exista un degrade. Uh, și oxigenul ăla se reglează între 21% și 100% în funcție de foarte mulți parametri. Pentru că asta cu ATI-ul e ca un fel de meserie, am înțeles și eu. Adică se numește uh, A vine de la anestezie, și TI vine de la terapie intensivă, anestezie, terapie intensivă. Deci am înțeles că e ca o meserie asta așa, pe care o înveți în foarte mulți ani. Și ci că la anestezie, terapie intensivă, lucrurile ar fi foarte complicate. Adică n-ar fi doar pe sistemul, dă mă oxigen, ca să îi dai la manele e mai simplu, că le dai la maxim, cum zice manelistul, la maxim. Noi trăim viața la maxim, ascultăm la maxim, Dăm boxele la maxim, minodora la maxim și în general cam totul e la maxim la manele. Totul e la maxim. La oxigen și la noradrenalină, ci că nu e chiar ca la manele, ci că e un pic mai diferit. În sensul în care nu tot timpul oxigenul trebuie să fie 100% și nici noradrenalina țâpă până la cer. Ci că nu merge așa, ne explica domnul Țincu și că se iau în considerare foarte mulți factori, adică simplu fapt că a zis o doamnă asistentă, acea doamnă asistentă, care pare oricum cea mai competentă în materie de terapie intensivă din România, asta înțeleg că nici nu e greu, așa am înțeles, mai ales că și cei de la IML se pricep foarte bine la o să imediat o să vorbesc și despre domniile lor și despre răspunsul celor trei întrebări, la cele trei întrebări de liceu sanitar, maximum liceu sanitar, nu, maxim liceu sanitar. Așa, vorba domnului Ciuvică. Deci, revenind, deci, cred că tot dânsa a zis, domnule, a scăzut și oxigenul. A scăzut și noradrenalina, a scăzut și oxigenul, deci e clar. Domnului Țincu de la tei nu îi se părea deloc așa de clar în sensul în spus de reputata doamnă asistentă de la Spitalul Sfântul Bantelimen, de la care toți luăm lumină, ba, îi se părea un pic clar în partea elealtă. După aia a mai venit un domn doctor din Franța, care stă în Franța de mulți ani, nu are nicio treabă cu România, în sensul de interese, de cine știe ce jocuri, de, dar a fost interesat strict de speță, domânia sa a fiind o somitate de la ATI. Dânsul se numește tot așa, a fost în direct și mai devreme, de o să citesc de pe știri pe sursele de data asta, profesorul de anestezie și terapie intensivă Dan Longroa, care activează în acest moment la Paris și care este unul dintre cei mai reputați experți în branșa sa, a explicat speța. Așa, ia să vedem. Zice, a ajunge la concluzia că scăderea dozelor de noradrenalină este cauza decesului, mi se, așa au concluzionat uh, specialiștii, fără doar și poate, de la uh, Medicolegal din România. Așa au concluzionat. Adică au întrebat procurorul, scăderea dozei a fost bună sau rea? Și cei de la IML au răspuns, a fost rea. Asta este. Deci a ajunge la concluzia că scăderea dozelor de noradrenalină este cauza decesului, mi se pare excesiv. Chiar și dacă ar fi fost o autopsie, concluzia aceasta nu poate fi credibilă. Aș vrea să fac două comentarii. Primul comentariu ar fi că în domeniul tehnic-medical, care este absolut indispensabil când vorbim de ceea ce s-a întâmplat cu acest pacient și de terapia pe care aceste doctorițe ți-au administrat-o, pacienții care ajung în terapie intensivă ajung acolo pentru că au probleme de sănătate mari și, în general, ajung acolo pentru că au organe vitale, deci inima plămânirii, niciul, ficatul, creierul, care disfuncționează. Principiul îngrijirii în terapie. Intensivă este că tratamentul pe care îl aplică doctorul este capabil să mobilizeze ceea ce numim noi rezerve funcționale, adică înseamnă că organul disfuncționează, dar dacă este îngrijit în mod corect, poate să recupereze o parte din funcțiile lui ca să păstreze în viață pacientul. Cu tehnicile moderne de, de terapie intensivă putem înlocui aproape toată funcția plămânului, funcția inimii, rinichiului, în parte funcția ficatului. Nu putem înlocui funcția cerebrală, insist pe faptul că toate aceste tehnici fac ipoteza că unul, pe scurt timp aceste organe au o rezervă funcțională și a doua ipoteză care justifică terapia intensivă este că aceste organe vor recupera și pacientul va recupera funcții vitale compatibile cu o viață, să spunem, normală sau aproape normală. În momentul în care nu mai există niciun fel de rezervă funcțională, se intră în faza în care se cheamă șoc refractar. Oricât de mare ar fi doza de noradrenalină, nu mai este niciun fel de rezervă și posibilitatea de menținere în viață este de aproape zero. Într-un asemenea caz, nu mi se pare nicio greșeală reducerea dozelor de noradrenalină. A explicat încă o dată vă spun și domnul Țincu, dacă îi dai doza maximă la greutatea pe care o are, de adrenalină și într-un timp oarecare, al foarte scurt, nu reacționează tensiunea în cazul pacientului care a decedat, e clar că îi dai degeaba. Mărirea dozei nu va duce la absolut nimic. Deja ai dat doza maximă. Dacă receptorii, i-a explicat domnia sa, receptorii biologici din sistemul circulator nu s-au sesizat la doza maximă, poți să-i dai de 5 ori. Tot aia e așa. Șocul refractar înseamnă că nu mai este nicio funcție mobilizabilă, și atunci, orice ar face doctorul, rezultatul terapiei intensivă va fi decesul. Deci, acest pacient, când a fost admis în reanimare, nimeni, din câte am înțeles, în România nu cunoaște toate detaliile, e adevărat. În terapie intensivă, um, um, așa. Um, Însă ceea ce este clar din informații pe care le am eu este că era o stare de șoc refractar, înseamnă că oricât de mare ar fi doza de noradrenalină, nu mai este niciun fel de rezervă și probabilitatea de menținere în viață este de aproape zero. Bun, și tot, dacă vreți vă mai citesc, este destul de exhaustiv explicat, pentru că domnia sa este profesor de așa ceva, adică e cu foarte multe detalii. Din nou suntem în situații care în recomandările și în protocoale internaționale vorbim, sunt elemente care sunt cunoscute, dar o parte din aceste cunoștințe pe care le avem nu sunt suficient de solid de la nivel internațional ca să facem recomandări, să spunem doctorilor, așa trebuie să faceți sau așa nu trebuie să faceți. Dar a ajunge la concluzia că scăderea uh, valorilor, de dozelor de noradrenalină este cauza decesului, mi se pare excesiv și chiar dacă ar fi fost o autopsie, concluzia aceasta nu poate fi credibilă. Um, este prezentată la referatul de arestare de către domnul procuror acel răspuns la cele trei întrebări care sunt formulate exact cum a spus și răspunsul exact cum v-am spus. Uh, așa. Și sigur că se pune uh, domnul Ciuvic aici, iar sunt de acord cu domnia sa. A zis în felul următor, domnule, dacă domnul doctor, căruia îi dorim multă sănătate, la un moment dat dar are nevoie de o operație, nu știu, orice fel de operație. Și trebuie, evident, anestezie, că operația se face cu anestezie. Uh, Cine îi va face anestezie? Ce fel de medic, adică ce specialitate? Îi va face uh, un medic anestezist anestezie sau îi va face un doctor legist anestezie? Eu cred că îi va face un doctor de anestezie, un doctor ATI îi va face anestezie. Deci, sigur că se pune întrebarea, numai bine întrebăm niște oameni, niște specialiști în domeniul ATI. De oriunde, de pe planetă, uite, de la Paris, din Germania, din Statele Unite ale Americii, de oriunde ar fi. Dacă nu avem încredere în cei din România și credem cumva că toți doctorii, uh, unii dintre ei, cu o experiență absolut uriasă și practicieni, cum este domnul Țincu, la modul uh, crâncen, ca număr de cazuri, e la spitalul Floreasca, deci vă dați seama ce e acolo, da? Așa, deci să zicem că, nu știu, într-o bizarerie, bun, absolut imposibil, dar zic, așa, hai să zicem că toți doctorii de ATI din România susțin niște criminale. Hai să zicem. Ok. Hai să găsim unii din străinezia, dar de specialitatea asta datei. De câte ori a administrat, întreb, domnul de la IML sau doamna persoana de la IML care trage concluzii drastice, de câte ori a administrat noradrenalină cuiva sau hai să o luăm altfel, a administrat măcar o dată cuiva noradrenalină? E la curent cu protocoalele ATI, că, repet, asta e o meserie uh, unde dai și niște examene la standarde europene. Nu, nu la standarde românești, ci ur, nu că ar fi mai rele standard, nu la standarde europene, că altfel nu ei. Deci, de la IML a dat, uh, a dat cuiva vreodată? Vreodată. A administrat vreodată cuiva noradrenalină? Măcar o dată? 1, 2, sunt la curent cu protocoalele astea absolut internaționale care se aplică? la care făcea referire domnul Țincu și la care făcea referire și domnul de la Paris? Sunt întrebări absolut legitime. Circulă pe WhatsApp un text care cred că este scris de un domn doctor și la care achesez 100% dacă n-aș fi fost ocupat astăzi să conduc foarte mult, l-aș fi spris chiar eu. Mă enervează că nu l-am scris eu, dar într-adevăr sunt de acord 100% cu ce se scrie aici, în sensul de concluzii. Cu concluziile acestui text sunt absolut de acord. Nora, Nora, zice, să ne bucurăm. În tot ghinionul acesta cu Spitalul Sfântului Pantelimon este și un noroc. Sfântul nu a rămas dator, s-a recompensat. În urma activității criminalelor din acest spital s-a descoperit secretul vieții veșnice, noradrenalina. Nici nu mai știu de ce mai trebuie să existe biserica, este cea mai mare lovitură dată de progresiști religiei, un contract cu un spital care are în dotare cantități importante de nora și ești asigurat. Nici asigurările de viață nu mai sunt ce au fost, își trăiesc ultimele clipe. Sigur, din acest moment, toți românii știu că soluția oricărei probleme de sănătate este nora. Toate trusele de urgență vor avea cantități impresionante, toți românii vor învăța să o administreze după protocolul procurorului de caz, făcut deja public zilele acestea, 20 de mililitri pe oră. Doza fericirii. Sigur, se va modifica toată curicula școlară, vor apărea ansambluri statuare, străzi, piețe, toate cu numele Nora. Descoperirea acestui tratament minune trebuie premiată post-mortem cu steaua Republicii. A fost nevoie de decesul nefericit al unui pacient politarat, deci care avea multe probleme, ca să înțelegem că stăm pe un munte de bogăție. De aici și până la ni se indica scriptic doza salvatoare, nu a mai fost decât un pas. Un pas mic pentru omul magistrat, dar imens pentru România și omenire. Mari descoperiri nu se le așteptate și nu pot fi recompensate nici măcar de un Nobel. Dintr-un necaz s-au eliberat râuri salvatoare pentru a nu mai părăsi acest pământ. Viața veșnică, în sfârșit, blestemul s-a încheiat. Am absolut de acord cu ce scrie. De altfel, poate fi o idee destul de bună ca doctorii să, de exemplu, de la ATI. Doctorii de la ATI, nu numai cele două, doamne, care oricum cred că sunt terminate din multe puncte de vedere, dar, nu știu, uite, domnul Țincu, de exemplu. Domnul Țincu, fără doar și poate, un specialist. Sau, nu știu, domnul Sândesc, de exemplu. Domnul Sândesc. Mă rog, și alți domni și doamne absolut reputate din branșă, din această branșă. Deci să fie înlocuiți, de exemplu, ar putea fi, pentru binele nostru, al tuturor, al pacienților, ar putea fi înlocuiți de către procuror și infirmiere, de exemplu. Pentru că eu am înțeles că la Sfântul Pantelimon, conform declarației tot interceptărilor, că eu le-am citit pe toate, dacă vreți, deja suntem la și 28 de minute, dacă vreți, o să-mi dau seama după audiență, dacă vreți, le luăm la rând, toate interceptările. Și vedem exact. Cine e, de fapt, interceptat? Cine e interceptat? Ce a vorbit? Ne este prezentată, ca mare dovadă, o interceptare de convorbire între doamna aceasta poreclită, înțeleg, nu știm de cine, cu cât audiență porecla respectivă, câți i-a nu știm, dar de la procuror știm că era poreclită doamna cu coasa, deci este porecli, interceptată doamna cu coasa care vorbește cu iubitul și e pe sistemul, aha! Nu se înțelege nimic. Este plin de puncte, puncte și de indeschifrabil. Nu se înțelege nimic. Nimic. Dacă vreți, le citim. Eu am citit interceptări de astea în viața mea, toate la fel. În general, din cele mai multe interceptări, nu se înțelege nimic. Așa zice. Adică, stenogramele alea. Puncte, puncte, trei cuvinte, puncte, puncte, încă trei cuvinte, nu se înțelege nimic. Nimic. Bun. Revenind, deci eu zic că toți oamenii ăștia care fac terapie intensivă să fie înlocuiți cu doamne asistenți sau cu doamne infirmieri și procurori. Și, eventual, și cu un legist care ă, clar se pricepe mult mai bine, știe mult mai bine, exact, cu tot și cu adrenalina și cu oxigenul cu tot, știe mult mai bine că probabil a administrat foarte mult în viața profesională a domnilor, și atunci să facă parte, să înlocuiască păștea de la ei, care sunt probabil și uh, picăloșiți de vreme ce, în mod evident, apără niște criminale. Uh, nu? Uh, am înțeles tot din interceptări că doamna infirmier sau doamna uh, asistent a înlocuit cu de la sine putere dozele. Adică a zis, nu e bine, cum a zis doc, doctorarea asta, doamna cu coasa, spun eu cum trebuie. Mie așa ceva mi s-ar părea îngrozitor. Nu știu altora cum mi se pare, adică o, o doamnă asistentă care să treacă peste ce îi spune doctorul se spune, să spună, lasă-mă că știu eu cum trebuie. Bun, sigur, putem și așa, dar ar fi destul de ciudat, totuși. Nu știu alții cum sunt. Asta n-ar fi totuși o speță de investigat. Când o doamnă asistentă pur și simplu zice, stai mă puțin, că eu știu mai bine decât doctorul, eu fac eu. Hmm? Deci, uh, eu zic, să facem. Eu zic să facem. Părerea mea e să facem. Uh, bun, putem să continuăm, ia să vedem dacă mai am, putem să continuăm. Dacă vreți, citim stenograme. Ele, în principiu, sunt distractive. A, ah, totuși, totuși, stați puțin, că aș mai avea. Deci avem în felul următor Și mai am o, o propunere pentru domnul procuror Poate să uite la ora aceasta La această emisiune Și eu îi fac o sugestie de bună credință În sprijinul și spiritul Anchetei pe care domnia s-a desfășurat-o până acum Nu știu ce va fi în viitor Eu vorbesc și eu despre ce văd până acum Deci avem în felul următor Vă rog frumos Deci avem următoarea Vă rog, un titlu de la Hot News Pentru că observ abordarea asta în media din România O să vedem un titlu de la Hot News zice, bă, 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 imediat ajung, băi fratele meu, a, ăsta este, nu, imediat, nu, vă arăt acum, vă arăt, nu, dă de sus, dă de sus, dă de sus, deci avem așa, mai întâi dă de sus, deci avem interviu, medicul ATI, vedeți, e alt, alt medic ATI, Probabil tot așa, genul ticălușit, care apără niște criminali, probabil. Medicul ATI Elena Copaciu le ia apărarea doctorilor de la Sfântul Pantelimon două puncte. Procurorii trebuie să-și demonstreze acuzațiile. Deci dacă spui procurorii trebuie să-și demonstreze acuzațiile, înseamnă că e apărarea. Ați înțeles? Eu zic că o conduită normală ar fi procurorii nu trebuie să-și demonstreze acuzațiile. Eu cred că așa ar fi. Nu? Ar fi și mai eficient, și cred că ar, ar, fi și mai aproape de ideea de justiție. Asta să pui procurorii să-și demonstreze acuzațiile înseamnă clar că e apărarea. Este? Eu așa ceva nu am mai întâlnit în 34 de ani în ATI. Vedeți? Și zice, șocul în comunitatea medicală este imens, a spus medicul ATI Leana Copaci, într-un dialog cu Hot News, Copaciu afirmă că așteaptă rezultatele anchetei în cazul celor două doctorițe, dar refuză să creadă că doi medici tineri și foarte bine pregătiți profesional au premeditat omor în salonul de terapie intensivă, pentru că eu am mai văzut că în spațiu public se vorbește acum cumva bizar. Eu sunt și mai prostă și nu mă prind, dar poate nu ați înțeles. Se vorbește despre malpraxis. Malpraxisul este eroarea medicală. Aici se vorbește despre omor cu premeditare. Deci nu e vorba de o eroare, adică, bă, am greșit. Nu! E vorba, în referatul procurorilor, despre faptul că niște doctorese au făcut un plan că să omoare niște pacienți. Deci nu e vorba de malpraxis. Eu nu am înțeles de ce se discută despre malpraxis când acuzația procurorilor este despre omor cu premeditare. Și, uh, bun, dânsa spune aici, cu șocul în comunitatea medicală este imens, uh, ok, nu am întâlnit așa ceva în 34 de ani în ATI, ok, Bun, și vorbește despre probleme din Atei. La noi oamenii au gardă de 18 sau 24 de ore în funcție dacă e sau nu weekend. Directivele europene cer ca numai unei găză 24 de ore să există 11 ore de repaus, mă rog, cu deficiențe din sistemul sanitar. Bun, și așa mai departe. Dar mie mi-a plăcut titlul aici, deci interviu, Elena Copaciu le ia apărarea doctorițelor de la Sfântul Pantelimon, procurorii trebuie să-și demoseze acuzațiile. Eu zic să renunțăm la această idee, care într-adevăr este oribilă, că procurorii trebuie să-și demoseze acuzațiile. Eu cred că procurorii nu trebuie să demoseze niciodată nimic. Tot ce spun ei este merge. Și așa trebuie, trebuie confirmat de către judecători. De altfel, o mare lumină a societății românești, domnul Tudor Chirilă, îl știți, este o eminență, o inteligență vie și care produce non-stop idei valoroase pentru societate și pentru, poate chiar pentru posteritate. Avem Tudor Chirilă, manifest la Antold, ăsta cred că iarăși este aia cu festivalul, e țara festivalurilor, nu e festival după festival, după care al festival, peste un festival. Ok. Tudor Chirilă, manifest la Untold, 80% din condamnările pentru corupție sunt cu suspendare, furați, liniștiți. Deci, faptul că Uh, procurorii acuză și judecătorii nu confirmă, e clar o deficiență. De asta <coughs> și eu cred că, asta nu înseamnă că procurorii fac dosare de mare porc, uh, nici vorbă. Ei fac întotdeauna dreptate, de -aia ei nu trebuie să-și demonstreze, de aia acuzațiile. Și atunci singura treabă a judecătorilor este să le confirme dosarele procurorilor, așa cum s-a întâmplat de altfel. Pe vremea când în alta, președinta în altei curze de casație și justiție, doamna Silvia Stanciu, se declara absolut dezinhibată Partenerul necondiționat Al procurorilor de la DNA Îți dai seama? Un judecător partener cu procurorii Ce idee de justiție de Deci cred că asta e într-adevăr ideea Adevărată, asta de, de justiție În care trebuie să existe un parteneriat Ba chiar o subordonare, adică Hei, a venit un dosar de la procuror Tu ca judecător zici, absolut Se aprobă Se confirmă și cu asta Basta Dar, atenție, eu zic o direcție de investigare Domnul procuror Dosarul nostru e, e foarte tare, fără doar și poate. Și eu de-abia aștept să mai vină doamna asistentă cu niște idei și cu niște să ne mai spună. Nu cumva, atenție, poate o întrebați. Doamna, ia gândiți-vă. Apropo de asta cu doamna cu coasa, că îi se spune, era poreclită doamna cu coasa. Nu cumva melodia preferată a doamnei cu coasa, nu cumva era Another One Bites the Dust de la Queen? Ha? Haideți să ascultăm un pic, poate. Haideți! Haideți să ascultăm un pic, să vedem, dacă nu cumva, ringă bel. Haideți să vedem, haideți să vedem. Pentru toată lumea care dorește justiție și anchetă meseria și haideți să auzim. Deci cum? Bun. Și acum? Da, deci să a și la tine. Am simțit nevoia, după tot Chirină, să păr totuși niște cuini pentru, da, pentru uh, a cumva dezinfecta muzical, știți? Bun, asta este. Te rog, mai două o dată, poate... Mai două o dată, te rog. Hei, hey, hey, copii, copii, mai dați o dată? Deci, uh, pentru că... Um, tum, tum, another one bites the dust. Nu cumva asculta și asta. Iată o întrebare. Dintre interceptările alea, e adevărat, nu multe. Atenție. Și. Uite, așa. Bun. Asta ar fi un indiciu foarte important în anchetă, zic eu. Mai tare chiar decât porecla. Cu doamna Cucoasa și terminăm uh, pentru moment subiectul. Uh, terminăm um, pentru moment subiectul cu uh, următorul, vă rog, și sper să mai avem un pic de, de timp pentru uh, incursiunea din Cursc, pe care eu o susțin și nu numai că o susțin, dar o și divinizez. Era ceva cu cum se ceartă acum doctorii de la medicină legală cu cei de la Colegiul Medicilor. Știți, asta era. nu, 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 nu. Asta cu. Da, era, uite, o aveam aici, dar îmi scăpă și da, să mai intru o dată rapid. Se ceartă. Ne spun domnii de la medicină legală că nu mai sunt abilitați să spună legal ce e și ce nu e. de eu nu contez, vă să eu doar spun. Deci de, e, e, subiect peste tot, dar nu-l nu nu găsesc acum că să mai aglomerară astea pe aici. Bara, uite-te. Medicii legiști, cazul Sfântul Pantelimon, medicii legiști își apără atribuțiile în fața cererilor colegilor medicilor. Suntem singuri cu capacitatea expertală judiciară dobândită în cadrul rezidențiatului. Deci, dân și când spune legistul, măi ateistule, tu atâta nora trebuie să dai. Băi, dacă a zis legistul, păi te bagă la pușcărie procurorul, dacă nu... Dar eu zic că procurorul știe cel mai bine, după ce o întreabă pe doamna asistentă. Eu așa cred. Părerea mea. Lăsați în pace, dosarul este beton. De-aia am zis să-l tipăresc pe hârtie moale, pentru că este beton. Uh, și trecem mai departe. A, ah, um, da, hai să dăm titlul ăla cu domnul Ciucă și după aia sper să am câteva minute pentru incursiunea în curs, al cărui fan necondiționat sunt. Deci, înțeleg că domnul Ciucă undeva... Unde a fost? La Antold? A fost la Antold? Domnul Ciucă la Antold? Uh, Ciucă da, e 10 a 8 a 2024. Deci cum ar veni... Ciucă la șase ani de la protestele din 10 august. România au arătat că se pot mobiliza pentru a apăra justiția ah, de asaltul politic coordonat de conducerea de atunci a PSD. Deci, eu m-am exprimat absolut exhaustiv și atunci și vreau să vă spun că de atunci, deși au trecut șase ani, eu nu mi-am schimbat nici gândurile, nici încadrările mele interioare, mentale, nici propriile mele verdicte față de 10 august și tot ce s-a întâmplat atunci, de așa zisa apărarea justiției de către un asalt al pesediștilor de atunci, nu, nu, nu adică am absolut aceleași opinii ca atunci. Absolut la fel, la fel, la fel. Numai boul e consecvent, am înțeles și probabil că sunt un mare bou, nu mi-am schimbat deloc, dar deloc opiniile și -a... Eu reacționez când aud de 10 august, pentru că am trăit foarte intens momentele alea, mai ales că a fost și filmul amenințat cu moartea și într-un fel destul de credibil, cu tot, cu mențiune de adresă și cu... Așa. Deci eu sunt foarte chitit pe 10 august și eu când aud pe cineva că invocă 10 august, ceva așa în mine se răscoală. Și vreau să l asigur pe domnul Nicolae Ciucă, mă rog, că dacă domnia sa a în la prezidia, ceea ce eu cred, va intra în turul 2, Indiferent cu cine va intra în turul 2, bun, dacă e un alt tefelist, cum clar este domnul Ciucă și hashtagist, cum clar este domnul Ciucă, atunci nu. Dacă cu oricine ar intra în turul 2, care nu știu, nu e hashtagist sau, sau tefelist, eu votez pe acel cineva, indiferent cu cine. Deci dacă intră, nu știu, cu Adelina Pestrițu, nu știu dacă Adelina Pestrițu e hashtagistă, nu știu, era o modă, toate să duceau influențăresele, apăreau justiția la un moment dat să pun pozeau, nu știu, zic așa, sau alegeți dumneavoastră, oricine, mă, oricine, habar n uh, Zim, cineva de la echipa națională de fotbal, oricine, mă, nu știu, zic așa un fotbalist, adică nu am băi, cum, președintele României, da, mă, oricine, mă, oricine, oricine. Uh, absolut oricine în care va concura, va contracandida pe Domnul Ciucă în turul 2, votez cu Așa. Și avem aici ceva, o minunăție pe planeta Pământ. Haideți să vă arătăm de pe G4 Media de pe G4 Media o, bi o bijuterie. Uh, nu spune că nu ți-am dat nici asta. Eu nu știu ce ți-am dat în emisiunea asta. Nu ți-am dat. Eu nu știu ce am făcut, băi, frate. Eu cred că le-am trimis al cuiva să mor. Eu cred că le-am trimis al cuiva. Deci avem așa, vă rog frumos, ucrainienii, deci avem acest titlu pe care eu absolut îl divinizez. Ucrainienii sunt pe cont propriu în Cursc și nu se lasă intimidați de ruși. Nu e o operațiune de PR pentru rețele de socializare, ci una de amploare pe trei direcții de acțiune. Cine spune asta? Istoricul Cosmin Popa despre surpriza Ucrainei pe front. Eu de astfel de titluri de astfel de titluri avem nevoie, sunt cel mai mare suporter al lor. Este o operațiune extrem de îndrăzneață, extrem de bine, totul e la extrem, extrem de bine pusă la punct, asupra căreia Ucraina păstrează încă o discreție aproape totală și bine face, mai spune popa. Ucraina nu mai are nimic de pierdut, nu? Asta e o știre. Eu credeam că ar mai avea vreo 80%. Adică, nu mai are nimic de pierdut? Aul, asta sună rău. Eu am crezut că mai are de pierdut, adică nu. S-a pierdut tot? S Sper că nu. Ce asta? Ucraina nu mai are nimic de pierdut și este motivul pentru care intră în forță cu mult curaj în Rusia. Dar cum reușește? Chiar. O explicație este faptul că Ucraina cunoaște profund sistemul militar rusesc, care este în general o reproducere a celui sovietic. Bun. Și ne explică domnul acesta, domnul uh, Cosmin Popa. Este genial. Eu îl divinizez istoricul mai spune că Ucraina nu beneficiază în incursiunea sa de sprijinul occidental. Nu? Nu! Dar și că nu și-ar pune speranțele în scăderea moralului rușilor, pentru că soldaților formează o armată în care disciplina este menținută preponderent prin coerciție și represiune. De unde deduc în armata ucraineană? Nu e disciplina menținută. De altfel, cred, pentru că cei care au vrut să plece au plecat. Eu astăzi, întorcându-mă în București, m-am întâlnit cu, fără doar și poate, dezertori ucrainieni fără număr, din aceea cu Porsche, cu G, Brabus, mă rog, clar, dezertori, adică nu, nu, nu erau refugiați, erau dezertori, în conform legii din Ucraina. Așa una peste alta, în acest moment, Ucraina nu face o simplă operațiune de PR menită să furnizeze conținut pentru rețele sociale, ci coordonează o operațiune de amploare cu trei direcții de acțiune de la care Kievul așteaptă efecte militare și politice. Eu cred că pică Putin. Unul, e, cred că asta, la asta se referă dânsul, cred, așa am înțeles. Unul dintre obiective este crearea unui cadru favorabil de negocieri cu Rusia. Adică, băi, noi v-am luat Moscova. Sau ceva. Sankt Petersburg. Acum, hai să vedem ce facem cu Crimea. Este concurs de istorici pe care eu îi divinizez uh, pe, în net și pe asta. Toți, uh, acum cu această uh, incursiune, toți uh, sunt foarte activi și foarte bine fac și îi divinizez. Deci avem... Băi, ce-am făcut mă, fratele meu? All. Era pe Hot News, dar uite că nu găsesc, că zice... Firea online să fie hot news. Hot news e foarte, e, e prolific. Arman Goșu, mă, da. Așa, nu vom uita, vă rog frumos, acum o zi, istoricul Arman Goșu, vă rog, nu vom uita, superb, superb titlu, de astfel de titluri avem nevoie, nu vom uita fața verde de furie a lui Putin. Interviu cu istoricul Arman Goșu despre ofensiva ucrainienilor în Kursk. Vedeți, toți istoricii în acest moment ne explică ce bine e să se întâmple treaba asta și eu vă dați seama și eu cred la fel ca și căci mă subordonez expertizei, cum se spune în limba modernă română, ca în greșit, dar în sfârșit expertizei domniilor lor. Uh, vă mulțumesc uh, foarte mult și aveți mare grijă, mare grijă la geamuri. Să vedeți dacă sunt găurele mici. Păziți-vă de găurelele mici din geamuri. Vă susțin!